un simbol al folclorului românesc, cea mai iubită și apreciată realizatoare a cele mai longevive emisiuni de folclor din România, Tezaur Folcloric. Astă seară prezentă aici, în orașul Gura Humorului, pentru Alexandru Brădățan și pentru toți bucovinenii, doamna Marioara Murărescu! Aplauze, multe aplauze și flori pentru doamna Marioara Murărescu. Bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc domnului primar, mulțumesc lui Alexandru, vă mulțumesc pentru această invitație. Nu este nimic întâmplător. Dumnezeu a vrut ca în această zi sfântă să fiu pe pământul Bucovinei, împreună cu atâția iubitori de cântec și împreună cu interpreții aceștia tineri care au un loc aparte în sufletul meu. De atâția ani îi însoțesc pe scenă pentru a-i pune în valoare în fața dumneavoastră. Și fiecare la rândul lui dovedește că noi, în acele prestigioase concursuri și festivaluri folclorice, unde ei au obținut premii, noi nu ne-am înșelat. Sunt, priviți-i cât sunt de frumoși. Îi ascultați. Îi ascultați, le ascultați cântecul și mă bucur că Alexandru al dumneavoastră este parte din această generație extraordinară. Este într-un fel, am mai spus eu, prin mobilitatea lui, prin abilitatea de a-și aduna prieteni, este un fel de lider al acestei generații. Fără a uita nicio clipă, felul cum a fost crescut aici, acasă la el, din niște părinți cu credință și dragoste de Dumnezeu, a fost crescut frumos. Și să dea Dumnezeu, chiar mă gândeam, privind începutul acestui spectacol, oare cum o fi peste 10-20 de ani? O fi tot atât de cuminte și bun cum îl cunoaștem noi acum și cum îl iubim noi acum? Da. Pentru că, știți dumneavoastră, succesul, aplauzele, dragostea publicului pot să modifice un pic caracterul cuiva. Dar eu cred că un bucovinean nu se va schimba. Sub nicio formă, nu. Ar îndrăzni el săracul să zică ceva acum? Mă bucur să vă văd în număr atât de mare, însoțind un moment special din cariera artistică a lui Alexandru Brădățan. Să știți că aici, la dumneavoastră, sunt cele mai prețioase aplauze. Deși martorii sunt toți colegii lui de generație, peste tot Alexandru e primit frumos, peste tot, dar dumneavoastră sunteți ai lui.
mă bucur din suflet că nu s-a oprit, a muncit și iată vă oferă al doilea compact disc. Cred că nu se va opri nici de acum încolo. Mă bucur că în această familie a lui Alexandru văd un om drag sufletului meu, un om care a fost alături de mine și este și în clipe de sărbătoare, în concertele de zaur folcloric, în marile săli de spectacol, dar și în momentele speciale ale vieții mele. Mulțumesc înalt preasfințitului Teodosie pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru familia mea. Mare iubitor de folclor, nu este întâmplător aici la un asemenea spectacol. Așa l-am cunoscut, iubitor de cântec și de tradiții românești. Sărutăm dreapta! Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Este o deosebită onoare să fiți în zi de mare sărbătoare alături de mine, de Humoreni și de toți colegii la acest eveniment. M-am bucurat să-ți cunosc mama. N-am apucat să-i spun câte cuvinte frumoase merită pentru felul cum te-a crescut împreună cu tatăl tău. Și cred că dânsa știe și e mândră. E mândră că te vede înconjurat de copii talentați, copii frumoși, aceștia sunt interpreții noștri de folclor, toți cu studii superioare, toți crescuți frumos acasă la ei. Nici nu vă imaginați ce loc ocupă în sufletul meu.